salutare toată lumea, numele meu este Raționul, sunt din Oradea, de la Colegiul Național Maianului Gorzu și aș dori să vă prezint colonizarea pe Marte. Aici avem școala, spitalul, racheta și satelitul. Coborând jos, vom merge înăuntru spitalului. Aici avem paturi, cu toate dătorii necesare și o recepție. Aici avem primul etaj, numit sala verde. Avem recepția și sala de monitorizare și control. Aici fiind programator. Aici avem sala. Iar cel mai frumos loc de relaxare, la care nici nu putem lipsa, este sala de relaxare. Unde avem papagali, copaci și, desigur, o fântână cu redstone. La următorul etaj mergem acum și vă voi arăta stările VIP și camerele pentru oamenii puțin mai pretențioși. Aici avem una dintre camere cu toate dotările necesare. Mergând pe lift, în următoarele etaje vom avea tot așa săl VIP. Aici avem sala de sport, cu toate dotările necesare pentru cei pasionați de sport. La următorul etaj avem cinematograf, cu foarte multe filme, unde dacă mergem aici la videoproiector, putem să le alegem. Aici avem sala de concerte. Aici avem sala de pop, unde se face popcorn. Aici avem biblioteca cu toate informațiile necesare pentru oricine. Mergând la următorul etaj, putem vedea aquaparcul cu câteva șezlonguri, un bazin pentru profesioniști și un loc de joacă pentru copii, jacuzzi de relaxare și, în final, o saună pentru încălzire. Mergând la penultimul etaj, putem vedea muzeul, unde avem multe relicve găsite pe Marte de exploratorii noștri. Aici avem mall-ul cu toate lucrurile necesare. Aici avem laboratorul cu armurile create pentru pregătire venire extraterestrilor. Aici, ultimul etaj, dar nu cel din urmă, avem sala de mese, unde avem un televizor foarte mare pentru anunțurile speciale. Aici avem un teren de tenis pentru pasionații de sport. Ieșind afară de la teren, vom merge foarte rapid la robot. Robotul care ne apără de extraterestri. Iar, desigur, sub el, în acest garaj, avem un mic rover. Pentru că celelalte sunt plecate în expediție. Aici avem robotul și eu am fost Raționul și vă mulțumesc!